Eu am consultat ordinea de zi. În primul rând, e vorba de contractări într-o sesiune extraordinară de contractare. Eu am dat la serviciul nostru de legalitate speța spre a fi analizată. Toată problema se învârte în jurul discuției dacă este legală introducerea unei perioade extraordinare de contractare, dacă este fair play față de toți jucătorii domeniul medical, către toți furnizorii de servicii medicale din județul Buzău, dacă este legal să se facă o astfel de perioadă extraordinară de contractare. Și mai ales dacă sunt fonduri pentru asta. Știm cumva câți doritori ar fi sau de ce a fost făcută? Da. Este vorba de 3 medici cardiologi care doresc contractare cu Casa de Sănătate, dintre care 2 medici sunt medicii care și-au exprimat opțiunea de a nu mai presta servicii în cadrul Spitalului Județean. Este vorba de încă un medic cardiolog cu reputație în județul Buzău și cu activitate de o viață pe acest domeniu. Este vorba despre medicul de familie de la Gura Teghi și despre un laborator de investigații RMN-CT. Credeți că ar putea deveni o practică aceasta să se renunțe la joburile, la posturile din spitalele publice pentru cabinetele private? Datoria mea este să fac tot ce în putință să mențin echilibrul acestui sistem medical din județul Buzău. Nu, și așa nu am la dispoziție ca prefect toate instrumentele și metodele pe care mi-aș fi dorit să le am. Dar dacă cineva spune că nu este ceva grav, că ne-am confruntat luna trecută cu perspectiva închiderii secției de cardiologie, cine pretinde așa ceva este în eroare. Este imposibil să nu pese dacă se închide sau nu se închide o secție, așa cum am reacționat pe spețele de la Râmnicu Sărat, așa am încercat să mediem și acum și mă bucur că s-au găsit soluții și secția de cardiologie va fi funcționată. Mulțumesc.